Elevii din România vor putea beneficia gratuit de consiliere psihologică și psihoterapie. Astfel, peste 70.000 de ore de terapii pe intervenție psihologică și psihoterapeutică vor fi disponibile copiilor cu vârsta până la 18 ani. Programul național al Guvernului se numește Din Grijă pentru Copii și a fost creat și dezvoltat în contextul pandemiei de COVID-19. Criza de COVID a generat un impact mare asupra creșterii și a dezvoltării copiilor. Studiile internaționale în domeniu au indicat o serie de efecte negative asupra stării de bine a copiilor cu posibile repercusiuni pe termen scurt, mediu și lung. Printre efectele identificate post-COVID la copii se numără anxietatea, depresia, izolarea, riscurile asociate utilizării excesive a internetului, creșterea gradului de violență în familie. Pe plan psihologic, Colegiul Psihologilor desfășoară acum un parteneriat cu Ministerul un proiect național prin care acordă suport psihologic tuturor copiilor între 0 și 18 ani post-COVID care au avut probleme pe perioada COVID-ului. Se numește Din Grijă pentru Copii și toți copiii cu aceste vârste între 0 și 18 ani pot beneficia de 10 ședințe gratuite de terapie, da, consiliere psihologică, parte de logopedie, intervenție psihopedagogică, da, post-COVID pentru toți copiii. Scopul programului a fost identificarea efectelor pandemiei asupra copiilor în plan psihoemoțional, dar și în raport cu riscurile de siguranță online și domestică. Programul va acționa în două direcții din perspectiva rezilienței copiilor, axat pe oportunități de reconstrucție cu o schimbare de paradigmă implicită de reactiv și recuperator la preventiv și durabil. Părinții care sunt interesați pot accesa registrul Din Grijă pentru Copii de pe site-ul Colegiului Psihologilor din România să vadă ce psihologi sunt înscriși din fiecare județ, iar pentru intrarea în acest program este necesar ca ei să vină cu o recomandare care este completată în principal de medicul de familie sau de un medic specialist, sau dacă nu există posibilitatea, cei din colegiu s-au gândit și la varianta poate din mediul rural unde nu există tot timpul poate medic de familie la îndemână, varianta unui consilier școlar din cadrul școlii cu ștampila directorului unității de învățământ. Odată pentru această perioadă, specialiștii din psihologie vin cu o serie de sfaturi și recomandări pentru elevi și părinți abordate în cadrul emisiunii Școala și Sănătate, disponibilă pe site-ul lm.ro.